Irina Madan este tânăra care dă suflet hainelor prin picturile sale inedite și pe care le prezintă la tot mai multe concursuri. Astăzi, împreună cu ea, vom cunoaște ce mesaj se ascunde în spatele picturilor sale, dar și cât de mult efort necesită pentru a le crea. Prima mea lucrare am pictat-o pentru o domnișoară din România. Această domnișoară mi-a scris pe o rețea de socializare în care m-a întrebat dacă aș putea să creez o bluziță având portretul ei. Până acum am realizat 86 de creații, dintre care fac parte două colecții, acte 5 și 6 ținute. Cel mai mult mă inspiră trăirile interioare, aspirațiile pe care le am. Mă inspiră de asemenea tot ce este colorat, tot ce îmi provoacă stări pozitive. În prezent lucrez la a treia colecție, la ideea acestei colecții și îmi propun foarte mult ca până în februarie anul următor, de fapt 2015, să reușesc să creez această a treia colecție. De asemenea, lucrez la comenzi particulare pe care le am. Prețurile variază în funcție de fiecare comandă în parte, fiecare ținută în parte. În linii generale, prețurile încep de la 90 de euro și ajung până la 170, uneori 190 de euro. Cel mai frecvent pictez motive tradiționale etno cu flori. Acest stil pe noi ne reprezintă și noi trebuie să arătăm frumusețea lui. Am mers în Ucraina, la Donetsk, în octombrie 2013 și mi-am prezentat colecția de licență Burano și ca rezultat am fost desemnată laureată de gradul 1 cu nominația Folk. Cel mai fericit moment din istoria picturilor îmbrăcate a fost cel în care am fost desemnată câștigătoarea Art Podium 2013. Vreau tare mult ca să pictez încă mai multe lucruri, însă nu mi-ajunge timp și nu mi-ajunge probabil și dorință. Trebuie să fie o dorință încă mai mare decât este. Recent, tânăra artistă a sărbătorit un nou succes în cariera sa și a înregistrat colecția de haine. Este necesară înregistrarea hainelor pentru respectarea dreptului de autor, în primul rând. Și mai apoi este o etapă mai profesională. Deși lucrează mult și tot timpul îl dedică pasiunii sale, Irina Madan ne-a povestit că nu întotdeauna își răscumpără munca atunci când vinde o lucrare. Aceste materiale pe care le utilizez în lucrările mele sunt destul de costisitoare, dacă vorbim de culori, pensule naturale, stofa din care confecționez hainele, pentru că este din mai multe tipuri. Cheltuielile sunt destul de mari și nu întotdeauna îmi răscumpăr munca pe care o fac. Irina a demonstrat că dacă există dorință și muncă, se poate ajunge la succes. Are planuri mari pentru viitor, însă știe că le va realiza cu timpul. Foarte mult îmi doresc să-mi creez o echipă cu persoane care m-ar ajuta în ceea ce fac, pentru că îmi vine foarte greu ca să activez de una singură ceea ce ține de marketing, ceea ce ține de crearea ținutelor. Vor fi ideile mele, mă voi implica foarte mult în pictură, pictura realizată manual, însă este nevoie neapărat de formarea acestei echipe. Provoc lumea ca să aprecieze arta și lucrul realizat manual.